făcut acum ultima etapă din turul campionatului și am avut posibilitatea să-i întâlnim pe toți. Am făcut, spun eu, deși am început destul de timid, o primă repriză destul de bună în care ne-am creat câteva situații bune de a înscrie, am și reușit un gol. Din păcate, repriza a doua am pierdut posesia prea ușor, am făcut pasul în spate prea devreme și lucrul ăsta cred că ne-a costat. Te-ai trage la promovare sau? Nu, suntem o echipă nou promovată care ne-am propus să ne clasăm în primele 6 locuri la finalul campionatului regulat, în așa fel încât să putem să prindem play-off-ul. A fost ceva surpriză la gazeta sau ai ceea ce v-ați așteptat în meci de astăzi? Nu știu, așa cum spuneam și mai devreme, știam că este o echipă valoroasă, o echipă formată din jucători care și anul trecut au jucat prima ligă, este clar că jucători cu valoare individuală foarte, foarte ridicată, tehnicitate, în regim de viteză foarte bună și lucrul ăsta s-a văzut și în teren, ne-a pus în dificultate în multe situații de joc. Însă eu cred că și noi, la rândul nostru, cel puțin prima repriză, am reușit să ne creăm, să punem în dificultate gazmetan și să ne creăm situații importante. Ați văzut toate echipele, după părerea dumneavoastră, pe cine vedeți candidatul la promovare? Am spus și mai devreme, mi-a plăcut gazul sigur și în rest, sunt echipe valoroase, este un campionat de echilibrat. Baia Mare, echipă de asemenea bună, deși este nou promovată. Brașovul, însă se pare că nu reușește să aibă constanță în evoluții. Și Râmnicu Muncea, o echipă foarte bine organizată. Sunt mai multe echipe care, UDA, de asemenea, o echipă foarte bine organizată. Cred că va fi un campionat destul de strâns.